Să vedem pentru nativii maimuță care sunt anii și care sunt caracteristicile acestei luni, dacă pentru maimuță luna aprilie este totuși o lună favorabilă. Deci 56, 68, 80, 92, 2004, 2016. Da, este mai bună chiar decât pentru nativii oaie de data aceasta, pentru că este lună de dragon, este lună de aliat. Deci îi ajută zodia lunii și îi ajută și steaua lunară, deci au două ajutoare. Ar avea nevoie de ele pentru că anul mistrețului nu le este deloc prieten și nici steaua anuală acea distrugerilor care o au pe ei. Deci, în sfârșit, spuneam că pot să scoată capul la lumină, o lună bună din punct de vedere profesional și financiar, de asemenea din punct de vedere al romantismului, dragostei, sunt mai îndrăzneți, sunt mai veseli, sunt mai doriți, mai carismatici, mai apreciați, mai vizibili, aș spune. Au și ei instincte bune, sunt destul de inspirați în această lună și au ajutorul partenerului de viață pentru cei care sunt într-un cuplu. Dacă nu, măcar au ajutorul familiei, asta pot să vă spun, sau a prietenilor apropiați. Deci cineva cumva este lângă ei în această lună și este bine să fie conștienți de anumite aturi pe care le au, pot să le pună în prim plan, să le afișeze, să spun, anumite talente pe care ei consideră că le au, poate nu au fost apreciați suficient până acum și anul poate că a început puțin cam cu stângul pentru unii dintre ei, deci este bine să profite acum și ei de această lună și nu uitați centrul casei, da? Deci atunci când aveți nevoie de un ajutor sporit pentru prosperitate, folosiți centrul casei, amplasați un remediu de prosperitate acolo. Am uitat să vă mai arăt, apropo, de remediile de prosperitate. Avem aici un pandantiv amuletă. E și pandantiv și amuletă, se poate purta mai ascuns sau mai la vedere. Este un pandantiv de data aceasta pe argintiu doar, dar există și în auriu cu argintiu. Vreau să spun că are foarte multe fațete, da? Aceste cercuri se rotesc și putem să vedem fiecare fațetă reprezintă câte ceva. Este un pandantiv foarte complex și este un pandantiv pentru aducerea prosperității. Deci orice om, până la urmă, nu contează zodia, sexul, dacă consideră că are nevoie de puțin imbold în prosperitate, poate să folosească aceste mici trucuri, să spunem, aliați, remedii, feng shui, care vin cu simbolistică, vin cu inclusiv protecție în ele. Și sigur că mai există și carduri metalice de protecție, sunt mai ușor de purtat eventual în portofel, însă, dincolo de acestea, ei trebuie să fie conștienți și trebuie să fie bine informați. Și dacă știu cam în ce se învârt, în ce energii, atunci pot și ei să profite de ocazie și să se remarce cumva. Deci în această lună se pot remarca. Maimuțele astea... O atenționare asta vreau să întreb. Au mai multe atenționări. Primul lucru cu maimuța este că nu au energie. Asta e atenționare. Nu au niciun pic de energie. Dar rezultatele vor fi relativ mici. Dar aici trebuie să spunem, chiar dacă ar munci dublu, rezultatele vor fi aceleași. Da. Deci este o lună în care, în primul rând, trebuie să aibă grijă de sănătatea lor și să se liniștească. Dacă ar fi să folosesc un proverb foarte dur, care tu de obicei vii după mine, se numește că cimitirul e plin de oameni de neînlocuit. Ei încearcă să facă totul. Fără ei nu se poate nimic. Ba da, se poate. Așa că stați și aveți grijă de sănătatea dumneavoastră luna asta. Este o lună destul de lipsită de vitalitate. Și vă mai dăm un sfat, aveți grijă la condus. Sunteți una din zodiile acelea cu condusul. Da, sunt mai multe zodii care pot să fie afectate. Vedem pentru nativii cocoș, ani se enumerăm? Pentru cocoș, 57, 69, 81,